Astăzi ne întâlnim iarăși pentru un nou episod din MPs, cred că al patrulea, dacă nu mă înșel. Și vreau să vă spun că după încă o lună și ceva de strâns cutiuțe, este iar plină. Așa că vom avea multe de povestit. Ia să vedem ce iau eu. O să le iau la rând ca de obicei. În ordinea care le scot din cutie, nu sunt împărțite pe categorii. Începem cu Cetaphil. Sau Cetaphil. Este o cremă hidratantă. Loțiune, de fapt. Loțiune hidratantă. Pompița are 460 de ml. Am câștigat-o la un concurs pe pagina de Instagram a doamnei dr. Dana Bratu. Împreună cu crema de corp. Eu am încercat-o și pe față. De fapt, am un video despre cele două. O să vi-l las în descriere, să vedeți despre ce este vorba, pentru că acolo am vorbit mult mai pe larg. Este o loțiune hidratantă, ușoară. Eu am folosit-o destul de puțin pentru că am pasat-o copilului. Am folosit-o pe pielea celui mic și a ținut destul de mult. Adică o folosesc de 2-3 luni lejer pe pielea lui și foloseam câte două pompițe odată pentru tot corpul lui, adică foarte mișto, nu se intre ușor în piele, hidratează, mie mi-a plăcut și pentru față chiar, când am încercat-o eu am folosit-o și pentru față, hidrata intens, fără să încarce tenul. Desigur, depinde de tipurile de ten. Al meu este normal spre mixt. CeraVe, cremă de curățare hidratantă. Am fost eu să mă spăl pe față dimineața și pentru cel mic pe față și-a ținut destul de mult. Adică varianta asta are 236 ml. Nu s-a terminat atât foarte repede. Mie îmi place că este foarte delicată. Adică pentru spălatul feței dimineața este perfectă. Seara folosesc varianta spumantă. Și pentru cel mic, tot așa pentru față, când îl dau cu SPF pe față, îi folosesc și un pic de apă micelară să-l curăț. Dar în rest, asta face o treabă foarte bună. Nu usucă, rămâne tenul foarte mișto pregătit pentru a primi ingrediente hidratante sau SPF în cazul meu. Deci dimineața tot pe asta îl folosesc, l-am înlocuit cu același produs, adică. Loțiune hidratantă de corp de la Avon Care. Este din gama Skin Recovery. Este o loțiune hidratantă foarte bună. Chiar hidratează destul de bine. Pentru o piele mai normală e bună de folosit toamna-iarna. Pentru piele uscată e bună și vara. Eu am folosit-o și vara, dar am pus mai puțin produs. Și, adică, după cum se vede, am folosit-o vara. Nu are iritanți, ceea ce e foarte mișto. Foarte puține produse găsim fără parfum la Avon. Prețul este foarte bun, o iau cu maxim 15 lei și are 400 ml. Una de asta mă ține cam o lună și ceva, două, dar nu chiar două, mai puțin de două luni în orice caz. Am terminat și un gel de duș din ăsta Ditamai de la Avon, Gamma Senses. Se numește Pampering Divine Time cu vanilie și lemn de santal. Variantă cremoasă. Spală bine, mirosul nu a fost chiar pe gustul meu, am luat-o și varianta asta gigantică și a ținut destul de mult timp, având în vedere că eu folosesc burete, deci pun pe burete și face spumă curăță, deci folosesc destul de puțin produs. Cred că lemnul de santal nu mă încântă pe mine, dar și-a făcut treaba ca gel de duș. Spisaios Pure Volume micelar shampoo. Un
șampon bun, își face treaba, curăță părul, nu mi-l încurcă, îmi place foarte mult treaba asta, îmi rămâne destul de descurcat de când îl spăl. Da, l-ați mai văzut la mine și o să-l mai vedeți, cred, pe viitor, dacă nu mă gândesc să mai schimb între timp. Că na, mai încearcă omul și altele. Hadalabo, premium. Mi-a plăcut foarte mult. A făcut anul. Și încă a mai fost cam atât de mult produs. Dar pentru că deja făcuse un an, am folosit pe corp. Și credeți-mă că mi-a ajuns aproape o săptămână să mă dau pe tot corpul. L-am folosit doar seara. Câte 4 picături mi se părea suficiente să hidrateze. Foarte mișto. Îmi lăsa tenul, îl calma, îl hidrata. Chiar îmi place foarte mult. Vedem dacă mai încerc și altceva, dar pe viitor cred că foarte posibil să-l mai cumpăr. Totuși am înțeles că îl reformulează. Nu știu exact ce anume vor face, dar sper să nu-l strice. L-am avut din iulie anul trecut și până în iulie anul ăsta a fost foarte, foarte, foarte spornic. Adică dai un ban, dar ține o grămadă. Asta e varianta toner, nu loțiune. Garnier Action Control Mineral. 72 de ore, cică. Oricum, am chinuit să-l termin. L-am folosit zilnic și m-a ținut foarte, foarte, foarte mult timp, adică o lună de zile cu puțin produs, am crezut că nu-l mai termin. Nu mă înțelegeți greșit, este un produs foarte bun. Chiar face treaba fără mirosuri, fără transpirație, mai transpiram, dar nu chiar exagerat. Îl dădeam seara și până a doua seară nu aveam nicio problemă. Problema lui este că miroase într-un hal, adică miroase foarte puternic el. Și devenise grețos la un moment dat. Adică prima oară când îl miroase, parcă e drăguțel. Dar după o perioadă nu mai îmi plăcea. E foarte, foarte puternic. Poate dacă avea un parfum mai puțin intens sau chiar deloc, dacă ar scoate cei de la Garnier o variantă fără parfum, cu exact aceleași proprietăți, ar fi perfect. Foarte bun. Pudră de orez de la Mayam. Nu am terminat-o, doar că am trecut-o din ambalajul în care a venit, într-un ambalaj de pudră. Am pus aici. Este o pudră ieftină, bună. O găsiți pe site-ul Elemental sau pe site-ul farmaciei tei, BBT, știu eu. Foarte ieftină. Asta cred că 5 lei a costat. Deci și durează. Are 10 grame? Da, 10 grame. Ține o gramă, da. Foarte bună pentru luat luciu de pe ten, fără să încarce, fără alte ingrediente adăugate, dacă vezi ceva natural și bun. Deși nu întotdeauna ce e natural este și bun, dar acesta este. Am un fond de ten la Giordani Gold Mineral. Nu e terminat, dar l-am de cred că vreo 3 ani și e cazul să îl arunc, nu pot să-l mai țin atât. E un fond de ten bun, adică acoperă destul de bine, rezistență, rezistă, dar nu de acela că nu se mai ia de pe față. Eu am avut nuanța Porcelain, dacă nu mă înșel, da, are parfum, se simte și e păcat că e un produs foarte bun. Alt fond de ten, Extra Lasting de la Avon. Și acesta este un fond de ten bun, are acoperire mică, deși îi spun mai mare. L-am folosit, este o nuanță foarte închisă, nuanța mea este Shell. Am crezut că este ceva mai închis, dar nu foarte închis, adică potrivit pentru vară. Dar e destul de închis, mult mai închis decât SPF din acesta colorat care l-am. Și se cam cunoștea, am folosit cât am putut din el, dar mai bine un SPF colorat un pic mai deschis, decât nu vine să cred că am spus treaba asta, decât un fond de ten mult prea închis. În rest, era un produs ok. Are parfum, dar nu prea se simte.
aproape deloc nu se simte. Stă bine pe față, nu încarcă, dar am zis, prea închis. CeraVe SA Renewing Foot Cream. Vedeți, este pe două. Țin cutia cu cealaltă mână și de ce nu pot să-l folosesc pe amândouă. Este tăiată, am folosit-o până la ultima picătură, chiar aseară am terminat-o. Are 88 de mililitri sau 84 de grame. Este o cremă densă, cam ca un unt, așa să zic, pe care când o masez în palme, se începe să topească. Este foarte, foarte bună. Mi-a plăcut mult. Hidratează fără să lase peliculă grasă pe tălpi. Ceea ce este un lucru foarte mișto, adică o dădeam, puteam să mai stau un minut maxim și puteam să calc pe orice fără să mă lipesc. Am făcut un review pe Instagram, o să vă las link și pentru acesta în descriere să vedeți, dacă vreți să vedeți mai multe. Dar da, mi-a plăcut, m-a ținut destul de mult, să știți, vreo două luni, cred că m-a dus o cremă din asta. O găsiți în farmacii unde se vând produse CeraVe, cam așa, sau pe site-uri internaționale, gen Look Fantastic, foarte mișto. De la The Ordinary am terminat soluția cu argelerin, 10%. Argelerin este o soluție cu peptide, deci argelerin este o peptidă, de fapt. Trebuie folosită pe ridurile din jurul ochilor, mă rog, pentru a le umple un pic. E o mai mult o hidratare mai intensă. Nu pot zic că am văzut cine știe ce rezultate. În ultima vreme oricum n-am mai folosit-o pe zona ochilor, am folosit-o pe sprâncene, pentru că am citit eu pe grupul de ordine, adică peptidele ajută la creșterea firelor de păr, firelor de păr pe care le ai deja, nu cresc altele noi pe care nu le ai. Și eu în sprâncene le am pe partea de dedesubt de aici, foarte subțiri, și am zis că poate le mai ajută să mai îngroașe un pic. Parcă acolo s-ar fi văzut ceva rezultat. Am terminat și de la Geek & Gorgeous Siglow, adică 15% vitamina C plus vitamina E și acid ferulic. Un ser foarte lichid. Ia uite că sunt curioasă, ia să vedem ce culoare s-a făcut, pentru că am terminat-o de un pic de vreme. Deci așa arată vitamina C oxidată. Ia să vedeți. Se vede, da? Așa arată vitamina C când a oxidat. Grav, adică e oxidată bine de tot. Am filmat un video și despre aceasta. Vă las link în descriere. Trebuie consumată în 3 luni de la data producției, dar 3 luni valabilitate dacă este ținută în frigider. Mie mi-a plăcut foarte mult, am folosit-o dimineața și intră perfect în piele fără a lăsa un strat uleios, gras sau fără a se simți în vreun fel. Chiar o lăsa foarte, foarte, foarte ușor hidratată pielea, dar nu exagera de mult, că e totuși un ser lichid. O voi cumpăra pe viitor, dar momentan, pentru că nu pot să o țin în frigider. Și de aceea. Dar dacă vreți să vedeți video, vă las link în descriere și vedeți acolo mult mai multe detalii. Dar da, e de cumpărat. Merge folosită pentru tenurile care tolerează zilnic. Eu am folosit-o zilnic fără nicio problemă. Am aici o cremă de mâini de la Avon Care, pe care ați mai văzut-o pe la mine și o să mai vedeți în continuare. Îmi place foarte mult. Ieftină, bună, fără iritanți. Deci, se recumpără. Un rimel din gama Lux. Foarte mult mi-a plăcut. Are o perie. Ia să vedem dacă pot să vă arăt. V-am zis, în cutia. Are o perie, nu e din aceea de silicon, este din sintetică în orice caz, dar mai moale. Lungește de volum. Arată bine pe gene, nu e lipicioasă, de la început nu e foarte lichidă, formula, adică
Și mie îmi place foarte mult. Aia 7 ml trebuie consumat în 6 luni, parcă de la data deschiderii. În 3 luni de la data deschiderii. Au diferite date, așa că trebuie să mă uit de fiecare dată. Dar Vans îmi place foarte mult. 3 luni, da, garantat o să terminați dacă îl folosiți doar pe ăsta. Să știți că mai am unul încă nedesfăcut, dar și altele la rând. CeraVe Facial Moisturizing Lotion. Ambalajul l-am de ceva vreme, eu de fapt am avut în ultima perioadă, în aceasta crema CeraVe, aceea care este la tub de 177 ml, dar mi se părea mai ușor de folosit cu pompiță, dar până o scot, până o încarc, până tot așa pierd vreme. Oricum, varianta deci de Facial Moisturizing Lotion mi-a plăcut foarte mult, este bună de folosit vara. Nu are iritanți de sigur, are niacinamide 4% pentru cine vrea să știe. Și este e foarte mișto, intră în piele, hidratează, îmi place. Pe viitor poate o să mai cumpăr. După ce termin ce mai am prin casă. Am aici un rimel pentru sprâncene, Brow Cara se numește, de la The One, de la Oriflame. Acum este curățată, să știți, cât de cât. I-am scos tot excesul, atât de mic are pensulica, pentru că vreau să o păstrez, să-mi mai așez sprâncenele. Eu am avut nuanța blond, nu este foarte, foarte deschisă, este foarte ok pentru sprâncenele mele, chiar dacă nu se pupă chiar bine cu nuanța lor, dar nu iese foarte mult în evidență. Le mai deschide o lecuță. Îmi place foarte mult, fixează sprâncenele, le dă un pic de culoare. O am și acum, dar am și creion, să știți. N-am apucat să o termin până când s-a uscat. Am să mai scos de acolo grămadă de produs. Ea trebuie consumată în 6 luni de data deschiderii. Eu cred că am ținut-o un pic mai mult, dar cam un an. Dar asta e. Oricum e un produs bun și ieftin. Eu am luat-o cu 12-13 lei când a fost la reducere. Foarte bună. Deci e foarte mișto. Deci pe asta nu arunc. O pun acolo că o folosesc. Aici una bucată miniatură de apă micelară la Bioderma Sensibio. Este foarte cunoscută, desigur. Cred că toată lumea știe această apă micelară. Eu am primit-o când am primit premiul de la Bioderma cu Photoderm Cover Touch și un brățel de machiaj și această miniatură. Am folosit-o, să știți că mi-a plăcut foarte mult. A curățat destul de ușor și bine. Are 20 de mililitri, nu știu dacă v-am spus. Dar s-a consumat destul de repede, adică câteva aplicări. N-a fost foarte, foarte mult. Eu am pus să fie discheta ambibată cu produs. Așa mi s-a părut ok să o folosesc. Da, deci înțeleg de ce o laudă toată lumea, este delicată și curăță foarte bine. Vă arăt acum niște mostre de la Uriaș. Xemos, cremă anti-iritații. Xemos, balsam anti-iritații. Sincer, nu mi s-a părut foarte mare diferență între ele. Nici de textură. Balsamul poate un pic mai groșcior, dar foarte puțin. Adică nu e chiar wow diferență. Am folosit pe față. Mi se pare că hidratează foarte bine și calmează tenul. Fără să îl încarce. Rămâne într-adevăr un pic lucios și lipicios nu foarte mult, dar hidratează bine. E bun, să zicem, pentru a repara dacă ai pielea mai iritată, da. Și le mai folosesc pentru tenul copilului. Se împacă foarte bine cu el. Mai am aici și o mostră de Bariaderm, ulei chica, ulei dermatologic. Este bun pentru hidratare, adică hidratează destul de bine, sau emoliază mai bine, zic că este un ulei. L-am folosit în combinație cu crema hidratantă și a fost foarte mișto, cu toate că mi-am simțit pielea un pic cam
grăsoasă, să zic așa, cred că iarna este cel mai potrivit de folosit. Cel mai bine. Mustră de Bariederm Cicacrin cu cupru și zinc. Aceasta am folosit-o când am avut ceva iritații și am folosit-o pe pielea copilului când a avut o bătătură spartă și a ajutat-o să vindece un pic mai repede, ceea ce e mișto. MAC Gel Shine Top Coat de la Avon. Îmi place foarte mult acesta, îl vedeți așa mai plin, cam jumate de fapt, pentru că s-a cam îngroșat. O să încerc să-i pun o picătură două de acetonă, să vedem dacă își revine, dacă nu altul la rând. Am deja altul de la Oriflame, dar o să revin la asta cu siguranță, că îmi place mult mai mult. Vedem și dacă e ok cu acetonă în el. Puțină, 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 să nu stric, puțină. Îmi place e că se crapă capacele de la ojă, de la aceste albe, am observat, folosite mai intens, de la Top Coat și de la bază, tot de la Avon, se crapă și a trebuit să le lipesc cu bandă izolier. Deci, nu-mi place treaba asta, nu știu de ce se întâmplă, pentru că la cele negre nu am pățit. Quick Dry Top Coat de la Oriflame. Îl folosesc pentru ca ultim pas pentru a usca oja mai repede. Îmi place foarte mult. Știu că m-am plâns că e scos din catalog, dar de fapt i-au schimbat ambalajul și l-au băgat din nou. Așa că mi-am mai cumpărat încă două pentru că îmi place foarte mult. Skin Recovery de la Avon Care. Balsam de buze. Foarte mișto. L-ați mai văzut, o să-l mai vedeți la mine. Gama asta îmi place că e fără iritanți. Deci cremă de mâini, balsam de buze și loțiune de corp fără iritanți. Foarte bune. Hidratează buzele. Îmi place foarte mult. Și o să le tot vedeți la mine. Sunt printre puținele de la Avon care nu au iritanți. Acest tuș jumbo de la Oriflame, The One, l-am folosit destul de puțin pentru că s-a uscat destul de repede. Am mai avut unul, acela m-a ținut un pic mai mult, are capăt în acest tip carioca. Da, l-am și scos, l-am sucit, tot la fel s-a uscat la fel de repede. Vedem, dacă îl mai prind la un preț bun, poate o să-l cumpăr pe viitor. Să sperăm că a fost doar acesta mai cu probleme, pentru că în rest îmi place foarte mult. Trasez repede cu el, adică e bun la când îmi fac așa la repezeală o linie de duș. Am și o pensulă de la Elf. O am de câțiva ani. Acum mi s-a, ia uite, mi s-a dezlipit de acolo. Am încercat să o lipesc, dar mai rău am stricat-o. Tot din vina mea s-a stricat. Că am folosit ulei de machiant în cantitate cam mare pentru a demachia, pentru a le curăța și mi s-a dezlipit atunci. Asta încă una am mai pățit-o. Asta e. E un semn să mai schimb pensulele în timp. Un creion, un eyeliner de la Avon din gama Glimmer Stick. Este îmi place foarte mult gama asta, e destul de rezistentă, dar nu prea mai folosesc creioane, folosesc mai mult tuș sau nu mai folosesc decât rimel. Și m-am chinuit să o termin, l-am folosit în fiecare zi, în perioada asta, doar să-l termin. Mai are un picuț aici, dacă ați văzut. Uite aici, mai are puțin. Dar din când în când mai cumpăr câte unul, dar le folosesc destul de rar. Oricum, un produs bun. Rezistent. Se transferă, mai ales când am doar SPF pe plape, se transferă, dar nu într-un mod exagerat. Încă un creion care mie mi-a plăcut foarte mult. E acesta. MAC. Stați așa, că am cutia aici. Se vede? Așa. MAC Gel Longwear Eyeliner.
albastru turcoaz, foarte mișto. Se foarte ușor de folosit, trasează atât de ușor, e foarte intens. Rezistă binișor, dar la fel nu prea mai folosesc creioane. Și să știți că pe astea gel, dacă nu le folosești o perioadă mai mare de timp, se usucă și din creion gel se transformă în creion obișnuit, ca să știți. E, și acum am rămas doar cu SPF-urile, ca să vedeți care e treaba cu ele. Am aici Vichy, Ideal Soleil, SPF 50+, Anti-Sand Spray. Acesta l-am luat pentru a vedea dacă merge pentru reaplicare și o să vă las video, pentru că o să vă las link în descriere cu video, pentru că am video și pentru acesta. Nu am mers pentru reaplicare, desigur, pentru că e un spray loțiune, nu este spray transparent, dar l-am folosit cu succes pe toată vara pe pielea copilului. Mă rog, toată vara, că l-am terminat de ceva vreme. Pe pielea copilului, îi plăcea cu pâsâie, nu răspândea prea mult prin aer, stătea foarte ușor la cremuit, să zic așa. Da, e bun, trebuie pus oricum mai în abundență, pentru că nu știi exact cantitatea folosită, dar a fost un produs foarte bun. Soleil Baby, SPF 50+, Moisturizing Sun Lotion. E terminat și acesta de ceva vreme. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut că mă ustura ochii, într-adevăr. Mă ustura pentru că conține octocrilen. Și octocrilenul și ochii mei nu se împacă foarte bine. Are SPF 50+, și un rating UVA de 5 stele de la Boots. Asta înseamnă un PPD peste 54, ceea ce e wow pentru ten cu melasmă, cal meu. V-am zis, mi-a plăcut, am video și pentru asta, vă las link în descriere. O să vedeți destule linkuri în descriere dacă vreți să vedeți videoclipurile cu produsele mai pe larg, pentru că acolo am vorbit mult mai bine despre ele. Lasă un pic de white cast, nu e deranjant, sunt altele care lasă mult mai rău, acesta lasă doar puțin, pe pielea mea cel puțin. Da, e un produs bun. Vă las și de la cine l-am primit, tot în descriere. Garnier Ambre Soleil Sensitive Advance. Anti-Age, deci Anti-Age scrie pe acesta, că am mai văzut încurcat, 50+. Nu l-am terminat pe acesta, l-am transferat într-un recipient cu pompiță pentru a fi mai ușor de folosit. Este un și acest pentru acesta în video, îmi place foarte mult și să știți că chiar azi l-am pe piele. Îmi place foarte mult finish-ul care îl lasă, e aproape mat. Mă ustură ochii, conține octocrilen, desigur. Dar foarte mișto, 4 stele la Boots Rating pentru UVA, ceea ce înseamnă un SPF între 48 și 54, din nou foarte mare. Este un produs foarte bun, un produs foarte bun. Din păcate nu prea o să-l găsiți acum dacă vreți să-l căutați, pentru că în România nu se dă oamenii cu SPF iarna, se pare, și nu mai se găsește în magazine, e doar pentru vară. Dar oricum, când o să-l găsiți, să vedeți să scrie Anti-Age pe el și cred că o să mulțumiți. Altruist, SPF 50, varianta crema. E un produs foarte bun. Eu îl folosesc pe acesta pentru că și acesta mă ridică la ochi, conține octocrilen. Îl folosesc pentru gât, decolteu, brațe și pentru copii. Dar oricum îmi place foarte mult, intră repede în piele, hidratează foarte bine, nu mai trebuie cremă hidratantă dacă vrei să o folosești pe asta. Ultimul, dar nu cel din urmă, câștigătorilor, e acesta. Altruist, SPF 50 Face Fluid. Deși mă ustură ochii și de la acesta,
pe față este extrem de mișto. Nici nu-ți dai seama că ai ceva pe față când îl folosești. Îl lasă un luciu foarte discret, foarte discret pe fața mea și intră foarte repede în piele. Deși și acesta este foarte mișto și într-adevăr sunt comparabile ca felul cum arată pe piele, acesta câștigă detașat pentru că nu are niciun iritant. Acesta are alcool denaturat. Dar acesta nu are alcool, nu are parfum, nu are uleiuri esențiale, desigur, și este foarte, 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 foarte mișto. 5 stele pe partea de rating UVA din partea Boots, foarte mare, desigur, peste 48. Am și pentru acesta un video, să vedeți acolo mult mai pe larg și cum arată aplicat și o să vedeți cât, de ce îl laud eu atât de mult. Pe acesta o să-l cumpăr în continuare, mereu. Am unul de altul deja început. E deja jumate, de fapt. Da, e cam jumate celălalt. Deci, bun, numai bun pentru MTS-ul viitor. Cam atât am avut de spus pentru azi. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, subscribe la canal dacă n-ați făcut-o până acum și vă aștept și în secțiunea de comentarii pentru părerile voastre despre produse. Ne vedem și data viitoare. La revedere!